A luat copiii, mii de români din țară și din Europa au cerut ca familia să-și primească înapoi copiii luați de protecția copilului din Germania. Numai din Italia au plecat 12 autocare spre Berlin. Cu puțin timp în urmă, familia Furdui a primit vești bune. Unul dintre cei 7 copii a fost trimis de autorități înapoi părinților.